Făgărășenii se află în plin sezon al concediilor. Majoritatea postează pe rețelele de socializare fotografii de la mare sau de la munte, însă acest lucru poate fi un indiciu bun pentru cei cu gânduri rele. Așadar, adoptând o atitudine precaută atunci când plecați în vacanță, puteți evita să deveniți victimă a hoților din locuință. Astfel, nu lăsați în locuințe sume mari de bani sau bunuri foarte valoroase, spre exemplu bijuteriile, pe care nu le luați cu dumneavoastră, le puteți lăsa la rude, prieteni sau chiar într-un loc sigur de depozitare, spre exemplu la o bancă. Nu spune despre plecarea dumneavoastră în vacanță și evita să duceți bagajele la mașină în momente în care vă vede foarte multă lume. Rugați un vecin de încredere să vă supravegheze apartamentul sau casa și să vă ridice corespondența lăsată în cutia poștală sau în ușă. De asemenea, acesta sau o altă persoană apropiată ar putea intra din când în când în casă să aprindă lumina, să tragă perdelele și astfel locuința dumneavoastră nu ar părea nelocuită. În niciun caz nu lăsați geamurile întredeschise dacă locuiți la parter sau la ultimul etaj. Atenție la geamurile mici de la baie, bucătărie, cămară sau anexe.